cumperi 6 sticle de vin și plătești numai 3. Bă, nu-i rău. Tradiționala masă de Paști. Tată! Ce punem pe masa de Paști? Let's barbecue tomahawk steak. Ce-i acela? Tomahawk de vițel. Și ăsta să pui pe masa tradițională de Paști. Unde-i mielul? Unde-i drobul? Unde soale umplute? Vai de mine ce vremuri am ajuns să trăim. Tată, am să-ți dau o veste. Ce, nu-ți mai vine? Poți să fii un pic serios, că chiar am nevoie de tine. N-am zis, draga tati. Am decis să-mi iau mașină. Tu? Să-ți iei motor? Vai de mine. Dar nu mai ești de aia hipsteriță, nu? Nu-ți mai place trotineta? Nu, bine, într-adevăr, dacă merg cu trotineta, e mult mai instagramabil, pot să fac poze, numai că mașina e mult mai safe, știi? Motorul e mai safe. Și cu ce bani îți iei motor? Cu ce bani? Păi am vorbit cu Paul și o să mă ajută el și după ce am făcut câteva socote, mi-am dat seama că mai lipsesc numai vreo 3.000 de euro. Săraca lume. Paul, fratito, milionarul din IT. Anul trecut i-am dat 3 milioane să-și repete restanțele pe care le-a opticat și în zi de azi n-am văzut banii aia. Bine, și ce dă-i pace, că chiar mă descurc. Numai... Lasă că te ajută tata. Dar de care ți iei? Pe motorină, pe benzină? Păi nu, că mi-au hibrid. Ai de mie, hibridă? Și unde o ții? Că ăștia ți-o fură. Păi m-am gândit să o țin la noi în șoprom, că e ca un garaj. Până aici nu s-atinge nimeni de șopronul meu. Acolo e punctul de comandă, butonul nuclear, acolo am cazanul, acolo am moarea de varză. Nu. Dar de ce vrei tu să-ți iei mașină? Cum ai cumpărat-o? Cum ți-erzi bani? Nu mă bași banii în ea, cum să-ți explic eu? E ca și cu mata. Păi da, pentru că mama s-a dus la muncă în străinătate ca să-ți plătească ție datoriile de aia. No, bine. Școala ai? Păi da, mai am, uite, 3 ședințe și pot să-mi iau carnetul, un 2 spângânii luat. Cum se face școala în ziua de azi? Pe vremuri trebuia să faci sală, să dai examene, condus de zi, condus de noapte, condus pe ploaie. Acum, din 30 de ore, e șofer de Formula 1. Dar ce știi tu oricum? Să știi că știu să parchez cu spatele dacă vreau. În ce? Știi să parchez cu spatele, dar nu știi să faci o zamă de găină. N-avem drumuri bune pentru mașini străine. Ce faci dacă se strică? Păi da, dacă e ceva, o duc la mecanic, care-i problema? Mai ușor găsești carne în parizer decât un mecanic în ziua de azi. Hai mă, tată, că toți colegii mei au mașini, mă duc cu trotineta. Generația de astăzi nu mai știți să mergeți pe jos. Când eram de vârsta voastră, am luat un miel în spate și 10 km l-am dus până la târg ca să-l vând, să fac niște bănuți. Păi de asta au fost acum 100 de ani. Voi numai asta știți. Coborâți din bloc, vă puneți curul în motor și plecați. Păi da, eu am nevoie de un mijloc de transport. Păi de ce nu zici așa, că îți dă tata idee? Păi zi, dai mașina ta. Cea mai bună idee. El e bărbat pe Robi din capul satului, că ăsta are dibol și car. 4x4. Și are și pământ mult. Tomahawk. Etichetă sănătoasă.